Bună ziua, dragilor! Încă un colind frumos la bloc, flute, flau drept, flau dulce, recorder. Da? Trei păstori se întâlnire, de data asta în patru variante, pentru că sunt puține note și pot să cânt încă într-o gamă nouă. Mă rog, imediat vă explic. Da? Vă listați cartea. Deocamdată este for free. Da? Ok. Uitați aici, partitura cu notele, tabulatura de deasupra, urmăriți ușor. Veți vedea și în prezentare la sfârșit cum se cântă. Așa, și începem. Prima variantă este în do major. În do major, note naturale, da, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ei, să-i dăm drum. Variantă în re major cu o notă mai sus, da? Vom avea 2 diezi, da? Binecunoscutul fa diez și un do diez aici la jumătate de gaură, da? Un pic mai sus nota față de do. Asta înseamnă diezul. Doar că în acest cântecel nu vom avea do diez, este binecunoscutul ca în sol major. Da, ca în sol major. Dar să nu vă bulversez, rețineți doar fa diez. În regulă, începem cu re. Deși nu sună perfect, pentru exercițiu puteți să-l repetați. A treia variantă în fa major, da, fa, are si bemol. Si la cheie, nu este peste tot, îl știți, puteți să urmăriți. În regulă începem. Și în sfârșit, a patra variantă, în sol major, începem cu sol, avem bine cunoscutul fa diez. Da? Colinde frumoase, ușoare, vă doresc spor, vă aștept la următoarele prezentări.